Să spun acum o întrebare super clasică, Joe Rogan, LSD. Ai încercat vreodată? Nu, n-am încercat Nu? niciodată LSD. Nu. Nici alte droguri psihoactive? Cum ar fi? Tip, nu știu, ciuperci? Ciuperci, da. Ah, ok. Ciuperci, da. De la Ciuperci am avut... șampinioane? Foarte, doamne, Șampinioane? cele mai nașpa amintirile am cu ciupercile. Deci, Ok. mi-aduc aminte că unul cu care... E un actor, un nene. Nu o să-i dau numele acum, că lui Mai probabil bine. că e rușine. Dar eram morți de beți. La 5 dimineața nu mai puteam să plec la mine acasă cu mașina și am dormit amândoi la el în pat. Dar Ah, din câte ok, nu mi-aduc eu e. aminte, nu s-a întâmplat nimic. Acum No, e nici ok, nu pot să stai. bag mâna în foc. Dacă o să fiu vulturi, o să mă încumet să Dar un pește, ce nu traversez vrei să fii ocean. un pește? Pește pot să fiu oricând, nu e o problemă. Așa că acum mi-aș dori să fiu ceva ce nu pot să fiu. Salutare tuturor, ce faceți fraților? Iată că a venit momentul să fiu și eu invitat la propriul meu podcast. Mă rog, invitat. E mult spus invitat, dar eu o să fiu cel care va răspunde astăzi la întrebări, la foarte multe dintre întrebările voastre și la foarte multe dintre întrebările pe care noi doi, pentru că noi suntem de ceva vreme o echipă, ne-am fi dorit să le adresăm invitaților noștri și de multe ori nu s-a putut, nu de alta, dar pentru că am fost băieți de treabă cu bun simț. Mega de Și treabă, mega, mega ce? de treabă. Da, astăzi o să facem în așa fel încât să punem genul de întrebări dificile, genul de întrebări la care eu nu am mai răspuns până în prezent. Tu pui întrebările, eu o Sigur. să răspund. De când te-ai întors în România, ce ai mai făcut exact? Că multă lume nu prea a fost up to date cu făcutele domnului Viziru. Imobiliare, YouTube, ce am mai făcut? Un proiect muzical despre care o să aflați în curând. Este foarte probabil că o să se întâmple și un proiect pe partea de actorie. Mă rog, o grămadă de chestii și sunt una peste alta foarte fericit că pot să le fac, că am ocazia să le fac și că mai ales că m-am întors în România și pot să fac chestiile astea. Probabil că această criză a vârstei mijlocii mă va lovi undeva pe la vreo 60 de ani. Adică nu mi-am luat până acum nici mașini, nici gagici, nici alte... A, deci planuiesc să trăiești mult, din câte înțeleg. Plănuiesc, da, să trăiesc mult, să mor undeva pe la un 98 de ani, așa cum spunea un prieten de-al meu, împușcat de un soț gelos. Merge, mergem. Da, așa mi-aș O dori să... viață poetică. Exact. Nu Cu știu ce o pe ce să... muzică ai dansat cu nevasta domnului respectiv? Nu știu pe ce muzică o să, ce o să fie peste 30 de ani, dar Stilurile mai muzicale să fie degrabă un foarte. Rammstein, ceva de genul ăsta. Cred că cam acolo m-aș duce eu. Asta e ceea ce Da. ascult în momentul de față în mașină și nu că mi-ar fi dor de Germania, Păi da, ci ai pur și ascultat simplu albumul nou de la Rammstein, ce părere au un album nou, nu știam. ai? Da, am uitat cum se numește. Ok, păi uite, o să-l ascult, dar eu am rămas cu melodiile alea vechi, gen Du hast sau Engel sau... Bine, mai ascult. Sunt într-o perioadă din asta de forță, nu știu De forță, păi. exact, Metallica, ba chiar și un AC/DC, cum îl chema pe ăla Cred cu că se Are You Gonna Go numește... My Way, Cum? Lenny Kravitz, da, de Cool. astea, Cred că deci se am... numește Zeit, nou album, se sigur. Da? Sau eu cel puțin o melodie. Da, cred că e Zeit. Ok. Foarte cool, ți le recomand Păi uite, o din să-l caut suflet. și o să văd ce am mai făcut, pentru că dacă atunci... Bine, se poate întâmpla așa cum a fost, de exemplu, la Depeche Mode. Și în Pe Prince. general, care este melodia ta preferată? Aș da zile de la mine. Deci aia A, deci e. îți De plac la Rammstein, manelele? da. Deci îți plac manelele? Ești Oh, sunt mort, manelar, cum s-ar spune? sunt manelar convins. Ce să zic? Nu sunt fan manele. Adică nici la ocazie, adică petreceri. Că Ba... știu foarte multe persoane care ascultă ocazional manele și nu le ascultă pentru mesajul ascuns și... Da, foarte subtil punctat aici. Mi-a plăcut asta.
ce să zic, nu, în primul rând la evenimentele la care mă duc sau n-am mai fost de mult la o nuntă sau la un botez sau la vreo mormântare unde să se ascurte manele, da, trebuie să recunosc că în tinerețile mele, undeva așa pe la un 20 și un pic, mi-aduc aminte, eram împreună cu echipa de filmare de la Prima TV, pe vremea aia prezentam o emisiune cu o doamnă care mi-a fost și prietenă vreme de 5 ani, cu un domn care e prezentator acum la Pro TV și cu mulți alții. Și noaptea, da, când stăteam la șprițuri, într-adevăr, ascultam, eram toți, eram disperați după o viața mea. Și asta, așa am ținut-o, cred că vreo 2 luni jumate cât am stat la mare. În rest, eu cu manelele, ce am zis, nu, e loc pentru toată lumea sub soare, dar nu sunt, nu sunt genul care să... Adică nu ascult manele în mașină, dar... Deci nici ocazional, e ok. Mie îmi place muzica lăutărească veche. Deci dacă mă îndie să mă întreb, aia pe care o cântau țiganii adevărații artiști din punctul meu de vedere, nu zic că ăștia care sunt în ziua de astăzi n-or fi și ei artiști, dar nu am stat să-i studiez, așa că nu pot să-mi dau cu părere. E ok. Dacă tu suntem pe muzică, te-ai gândit vreodată ce theme song ar avea Lucian Viziro? De exemplu, dacă intri într-un stadion, toată lumea aude melodia aia, se gândește instant la tine, care ar fi melodia aia? Ești pe un stadion sau... Oriunde, în orice, intri într-un spital, se aude theme song-ul tău așa pe fundal sau tare, nu știu, tu da, alegi. Într-o grădiniță, în mall. Într-o grădiniță, în mall, la cimitir. Deci, practic, deci în momentul în care eu intru pe undeva, oriunde aș fi, să fie ca în filme, muzica, da. Da. Cred că mi-ar plăcea, da, Eye of the Tiger. Păi, și... Da. Păi și ce faci era? La mormântări? Aia e, sunt car singur coșciugul dacă e la mormântare. Exact. Dumnezeu să-l ierte, a nimerit pe mâini bune pe ultimul drum, cum ar veni. Sau, încă o întrebare tot pe stil, dacă viața ta ar avea un soundtrack-ul cărui serial sau film ai alege să fie soundtrack-ul vieții domnului Viziru? Domnule Viziru, pe mie mi-a plăcut foarte mult soundtrack-ul filmului Rock and Roll, filmul al lui Guy Ritchie, dar nefiind foarte popular, o să mă refer acum la altul care e ceva mai popular și aș pune un tot de la Tarantino, în capul meu era Tarantino, n-apucasem să spun, ori de la Pulp Fiction. Da, și mie îmi place soundtrack-ul personal de la Pulp Fiction. Ori de la Django Unchained. Și Django e bun, îmi place. Da. Top filme ever. Cam astea cred că ar fi. Sau, ce să zic, zi-mi și mie un film de la noi. De la noi... Cu un soundtrack. Există, românii nu prea folosesc, nu? Folosesc, dar e mai subtil, e mai orchestră, tip orchestră sau un singur instrument. Da. Păcat. Adică, uite, asta, când o să fac filme, chiar o să folosesc piese. De-ale lui Smiley, de-ale lui Țancă, Uraganul, de-ale lui toți băieții. Deci, pe toate le iau și fac un soundtrack de să vi-l doriți voi pe filmul vieții voastre, așa cum m-ai întrebat mai devreme. Păi și atunci care este filmul tău preferat, dacă îți place atât de mult ce am trecut de la Django? Bă, mie mi-a plăcut foarte mult Matrix. Eu n-am văzut niciodată Matrix. Păi tu ai 17 ani, normal, sau cât ai? 17 ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Matrix-ul este, da, filmul meu preferat pe care l-am văzut de foarte multe ori. De asemenea, Rock and Roll-ul de care vorbeam, mi s-a părut un film excelent, deși căutându-l pe IMDb am văzut că n-are decât 6,7 score, ceea ce este umilitor din punctul meu de vedere. Cred că, da, top 3, în top 3 ar fi Matrix-ul pe primul loc,
Rock and Roll pe locul 2 și cred că Pulp Fiction pe locul 3, la egalitate de puncte cu, era să zic, Red Dead Redemption, dar Shawshank. Ah, da, am văzut Shawshank. Redemption. E foarte, foarte cool filmul. Da. Atunci ce crezi de noul film Elvis? Crezi că... Nici pe ăsta l-am văzut. L-ai văzut? N-am apucat să văd nimic. În cinema acum e foarte... Da? Nici nu l-am văzut, doar vreau părerea ta. Cu cine, cine joacă? Nu știu cine joacă pe Elvis, un tip. Lasă, dă-mi în spana, că mai găsim. Sau ne scrieți voi la comentarii, ca să aflăm dacă mai ulterior. Filmul, dar, Elvis. Elvis. Nu, sunt câteva filme pe care vreau să le văd acum, numai că nu știu. Da, n-am apucat să văd nimic. Am văzut doar ce e pe Netflix, că la cinema n-am apucat să mă duc. Atunci, dacă ai vrea să joci un caracter, dacă ai juca un caracter într-un film oarecare, orice alege tu, ai juca un caracter în Django Unchained, par exemplu, sau... crezi că ai putea să joci un caracter... Personaj. Un personaj, da. Că la fel zici și filmul. Caracter, okay. Deci, păi m-am jucat prea multe jocuri. Voi jucați prea multe jocuri și mai mult decât atât, voi aveți prea mult de a face cu limba, nu prea mult, mai mult de a face cu limba engleză decât am avut noi. Sigur. Da, de personaj. Ce film, ce personaj mi-ar plăcea să interpretez? Exact. Voi mi-ar plăcea să interpretez, să-l interpretez pe Iisus, varianta mai dark, din toate punctele de vedere. A fost filmul ăla celebru care se dă în fiecare an de Paște la televizor. Da, nu am mai văzut de mult. Da, Iisus din Nazaret. Televizor. Am uitat cum îl cheamă pe regizor, dar era unul celebru, cel puțin prin anii 80, atunci când a fost făcut filmul. În rest, ce să zic? Mi-ar plăcea să fac așa un personaj din filmele lui, știi cine e, lui de Funes? Nu, no, bănuiam. Lui. Hai să revenim așa în contemporaneitate. Și să vedem, să-ți dau un răspuns mai actual. Mai actual? Da. Sau mă rog, care să aibă legătură cu un personaj mai actual, ca să mă exprim și eu ca lumea. Da, mi-ar plăcea să-l fac pe Neo din Matrix. Django Unchained. Mi-ar plăcea, dai, acum apropo de Tarantino, da, mi-ar plăcea să-l joc pe... Mi-au făcut cu ochii așa dintotdeauna personajele negative. Și deși sunt aproape convins că nimeni n-ar putea să-l facă mai bine decât a făcut-o actorul respectiv, mi-ar plăcea să-l joc pe... ce era, locotenentul Hans Lambda din Inglorious Bastards. Da, e un caracter super interesant. Da, e genial. Adică nu poți să te... Adică ba chiar poți să te îndrăgostești de el atât de malefic cum e. Așa malefic cum e, cred că tot te poți îndrăgosti de el. Eu cred că am făcut-o și cred că m-am îndrăgostit mai degrabă de actorul respectiv, deși... Nu cred că a mai jucat într-un film de-a lui Tarantino după. Adică a jucat extrem de foarte, extrem de foarte bine în Inglourious Basterds, dar nu cred că l-a mai adus înapoi. Ba, cred că a mai făcut unul după aia, deci ce-a fost? Ba da, a jucat în Django. A jucat în Django. A fost doctorul, da. Exact, a făcut cel puțin două roluri, după aia l-a mai văzut în Water for Elephants, apă pentru elefanți, în traducere aproape liberă. Apă pentru elefanți. Da. Și, dar da, sunt... Vorbind de apă pentru elefanți, ce animal ai vrea să fii tu? Idealul animal al tău. Deci dacă n-aș fi om. Dacă n-ai fi om, bine, sigur. Nici acum nu pot să zic că sunt sigur că sunt om. Sunt 100% om, da. Dar dacă ar fi să fiu un animal... cred că mi-ar plăcea să fiu vultur. Vultur? Da. Mi-ar plăcea să fiu vultur, așa, nu de altă, dar în afara faptului că pot să mă deplasez, aș putea să mă deplasez din punctul A în punctul B fără să mă frece nimeni la icre. Poate doar guguștuci, așa, ca să mă enerveze. N-aș avea
nu m-ar ataca nimeni, aș fi extrem de, ar trebui doar să fac rost de niște sponsorizări pentru Păpică sau să fiu extrem de activ ca să-mi umplu frigiderul. Dar da, să pot să mă duc oriunde vreau, să zbor de fapt, să mă duc. Mi-ar plăcea să fiu un vultur. Da, da, e interesant, nu cred, adică... Sau un elefant. Merge și elefant. La fel, nu te deranjează. Bine, poate te deranjează... Poate să te mai sucrești așa un pic, exact. Dar pentru mine elefantul is the real king of the jungle. Păi da. E mare. Nu cred că... Nu, îl deranjează. Da. Adică... În afară de braconier, deci, cine să-l trece la... Tu vrei la să IP. Duci o viață liniștită ca animal. Nu vrei să fii leu sau tigru sau... Un vânător. Bine, vulturul... Da, vulturul e exact, vânător, da, adică dar... Nu aș vrea, să am... Nu vrei să fii un vultur vegan? Păi nu e o idee rea, nu știu dacă se poate, dar uite, o să mă gândesc la chestia asta în momentul în care o să fiu vultur. Da. Nu. Și plus că ești limitat, dacă ești leu, nu prea poți să te deplasezi așa cu ușurință din punctul A în punctul B, în condițiile în care punctul A este, să zicem, Slobozia și punctul B este Ciudad de Mexico. De Mexico. Mă rog. Da, Mexico. Mine nu cred că... Ciudad de Mexico. Dacă o să fiu vultur, o să mă încumet să... Dar un pește, și nu vrei să fii un pește. Pește pot să fiu oricând, nu e o problemă. Așa că acum mi-aș dori să fiu ceva ce nu pot să fiu. Da. Ok. Există gânduri care te țin tras noaptea? În copilărie aveam foarte des gândurile astea care mă țineau treaz noaptea, cum că eu nu știam ce se întâmplă după moarte. Nu știam dacă universul este infinit și dacă da, atunci mă speriam foarte tare și mă zvârcoleam în pat la propriu, adică deci săream de pe o parte pe alta, mi-aduc aminte și acum. Dacă nu este infinit, iar aveam o problemă. Erau întrebări din astea la care nu mi-am răspuns niciodată și nici n-a știut nimeni să-mi răspundă întrebări din astea existențiale. Acum, în ziua de astăzi, chestiile care mă țin așa un pic treaz, să zicem, chestiile care mă țin treaz noaptea sunt întrebările legate de viitorul copilului. Dacă o să reușesc să-l duc pe drumul bun, dacă o să se descurce în viață, dacă îi lipsește ceva, dacă, Doamne ferește, îi se întâmplă ceva. Astea sunt gândurile care mă țin pe mine. Dacă vine războiul peste noi, ce facem? Dacă dau ăștia cu bomba atomică, cam astea sunt gândurile pe care le am noaptea, dar cu o sticlă de vin se rezolvă. Se rezolvă, sigur. Sigur. Păi tu unde vezi lumea în 10 ani? Adică, să zicem că dispar de dată, nu te mai găsește nimeni și te duci undeva, te duci pe Marte, nu te mai găsește nimeni. Cum crezi să mă duc că... pe Marte? Pe Marte, ai un telescop, te uiți la Pământ de pe Marte, nu știe lumea ce s-a întâmplat cu tine, ce crezi? Cum crezi să mă întorc după 10 ani și da. Cu mașinile care vor fi ceva, un aspect ceva mai futurist decât acum, dar basically cam tot aceleași crezi că a stupă groapa din drum de afară? Nu cred. Nici în 10 ani? Nu. O să fie foarte multe, cel puțin aici în București, o să fie foarte multe clădiri noi și probabil mult mai multe clădiri înalte decât avem astăzi. Termină metroul până în Otopeni? Nu. No. 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 Nici în 10 ani? Da, bine, probabil. Nu cred. Nici măcar... poate mai fac vreo 200 de kilometri de autostradă. Cam asta este previziunea mea în ceea ce privește. Da, deja s-au apucat, am văzut. Că, adică asta... Da, mai am un pic și termină vreo 2 kilometri. Da. Bravo! Este... Bravo! Sau doi, o să, al doilea scenariu, o să revin pe Pământ, de pe planeta Marte și o să văd
doar cenușă și un aer, sau o să găsesc doar cenușă și un aer irrespirat. Păi da. Asta în condițiile în care ăștia se apucă să dea cu bombile. Da, nu se fac greși, dăm și noi înapoi. Dau americanii pentru noi și atunci și mai rău. Vorba unui prieten, o să o vedem doar pe prima. Da. Atât. Ca un glonț. Dacă auzi glonț, înseamnă că nu era pentru tine. Nu cred că mai apucăm să mai vedem, da? Da. Asta mi-aș dori să pot să fac. Uite, dacă aș fi vulturi și dacă aș putea să car și un pistol cu mine sau ceva, nu știu, o travă, ceva să-i ia, să-i lichidez pe aia care, nu știu, ne pierd timpul degeaba sau care ne fac viața mai grea. Asta aș face. Vulturul ăla să-l atac pe Putin. Mă duc, îl iau, dar să mă duc la sală, știi? Păi da, să fiu vultur beton. Ai văzut vreodată poze cu cangurii ăia super musculoși, mușchiloși? Am văzut ceva, da. Super amuzant. Ca cangur, nu cred că poți să treci așa liniștit de bodyguardii lui Putin. Revenind la lucruri mai importante pe moment, cum te simțeai când te striga lumea pe stradă Gianni? Gianni, Gianni, bună ziua, domnule Gianni, Gianni, ce faci, mă? Sunt convins că erau mai politicoși. Nu, ce faci, mă, Gianni, e fratele meu. Da, bine, ce mă bucura era că de fiecare dată când l-auzeam pe vreunul că mă strigă Gianni pe stradă, îi vedeam și bucuria așa pe față, adică se vedea clar că am reușit să-i distrez, ceea ce nu-i de aici de acolo, adică pot să mă bucur. Bineînțeles că aș fi preferat pe de altă parte să vină să-mi spună bună ziua, domnule Viziru, cum vă simțiți? Vă vreți o ciocolată? Am o ciocolată pentru dumneavoastră. Exact. Dar am vin, o sticlă de vin de la bunica mea, să vreau. Sincer, nu m-am gândit la chestia asta niciodată. Dacă mă simțeam bine să mă strige lumea pe stradă, Gianni, sau nu. Dar acum că mi-ai adresat această întrebare, chiar mă simțeam bine, da. Îmi plăcea. Îmi plăcea pentru că asta însemna că a fost un personaj pe care puteam să-l fac prost și să nu știe nici dreacul de el. Sau să fiu un personaj la care am muncit, așa cum s-a și întâmplat de altfel, și să se bucure lumea de el. Mă strige lumea Gianni pe stradă. Ți-a plăcut să-l joci pe Gianni? Da, mi-a plăcut mult de tot. Chiar a fost o reală bucurie. În momentul în care s-au terminat filmările, așa, ca o păsărică proastă, am început să plâng. Știam că mă despart de personajul meu preferat, cel puțin. Au mai fost și altele, dar niciunul nu mi-a intrat așa pe sub piele ca asta. Crezi că vei mai juca vreun personaj ca Gianni? Vreodată? Sau adică ai vedea un mod în care ar... Cred că da. Aș mai juca... Gianni mai bătrân. Exact, cu ceva mai multă școală a vieții. Mai pervers un pic. Dar da, mi-a plăcut. Și în condițiile în care a plăcut chestia asta și publicului, nu văd de ce să nu o fac. Mai ales că câtă vreme aduc bucurie în sufletele oamenilor, ca să folosesc o expresie foarte desuzitată de către noi ăștia din showbiz. Păi, ce sfat ai pentru oamenii care vor să ajungă nu neapărat ca Gianni, dar ca Lucian Viziru, să intre în actorie, teatru, comedie? Băi, ce să zic? În primul rând, sfatul pe care l-am eu, mă feresc să dau sfaturi în general, pentru că nici mie nu-mi place să vină unul la mine să-mi spună, bă, fii atent ce trebuie să faci tu ca să-ți meargă bine în viață. Dar ce pot să-ți spun este că munca e de bază. Deci munca e de bază. Deci trebuie să muncești mult. Da. Asta cu talentul nu e rea, dar e un pic overrated din punctul meu de vedere. A, deci nu crezi în talent sau...
Sau crezi în talent, dar nu e talentul foarte important. Nu este foarte important. În actorie, hai să zicem că poate, e mai important decât în alte domenii, dar munca e de bază. Adică fără muncă... Top 3 cele mai importante lucruri. Deci munca, talentul fiind mai jos, adică ai zis că... Păi nu, sunt astea două, atâta. Munca și talentul. Da, adică dacă ai un pic de talent este foarte bine. Dacă nu, că degeaba, muncești mai mult. Degeaba te cheamă Ion Vasile și stai și muncești 20 de ani la Capela Sixtină dacă nu te cheamă Da Vinci. Exact. Există vreun lucru care îi surprinde pe oameni atunci când îl află despre tine? Da, sunt unii care nu știu că eu am jucat tenis de performanță și că am fost de două ori și vice-campion național. Cât timp ai jucat tenis? De la 7 ani până pe la vreo 22 ani. Deci de destul de mult ceva timp. De genul ăsta, de performanță. De performanță, da. Da, am făcut o pauză la un moment dat de un an. Pentru că, da, eu am fost mai degrabă forțat să joc tenis. Adică n-a fost alegerea mea. Dacă ar fi fost după mine, sincer să fiu, aș fi jucat fotbal așa cum a făcut-o tata. Dar n-am avut voie. Trebuia să joc tenis. Și când am avut ocazia, când am văzut că ai mei au luat biciu și de pe mine și l-au pus deoparte, am zis, ia să mă las. După care... Mă rog, a trecut un an de zile, am început să fumez, să beau. Mai greu la tenis când... Da. Și mi s-a făcut dor. A început să mi se facă dor de tenis. Am zis, băi, eu de ce nu mai joc tenis totuși? Că stai un pic, că mie îmi place. Pentru fotbal era prea târziu, deși am jucat și fotbal. Tot așa, am început pe la vreo 13 ani și am jucat până pe la vreo 25, 26... Și, dar, na, ne începând de la o vârstă fragedă, se simte, se vede, nu puteam să mă bat din punct de vedere tehnic cu alți jucători care începuseră de la 7-8 ani. Și, da, mi s-a făcut dor de tenis. Am zis, gata, mă apuc din nou de antrenamente. 3 luni de zile m-am pregătit pentru campionatele naționale. Nu mai aveam puncte. Și am zis să mă duc la campionatele naționale. Acolo, asta se întâmpla la Brașov. Brașov. Da, eram foarte focusat, eram foarte dornic de a juca din nou și de a avea rezultate bune. M-am dus acolo în Brașov, în centru, și la un moment dat vine o țigancă de-asta cu fuste crețe. Bă, micule, dă și mie 10 lei, 2 lei, 100 de mii, cât era pe vremea aia să dea Dumnezeu noroc. Și m-am uitat la ea, pleacă fă de aici că n-am nevoie de noroc de la Dumnezeu. Că eu am noroc de la mine. Nu știu ce am zis eu, ceva de genul ăsta în orice caz. Da. Și neavând puncte, era un tablou de 32 de jucători și vreo 16, hai să zicem cam jumătate dintre ei, fără puncte. Mai era un singur loc liber pe tablou de calificări. Și la ora 10 era deadline-ul, însemnând că nu mai avea voie să se înscrie nimeni. La ora 10 și un minut am fost primul care a plătit înscrierea, pentru așa de focusat și de motivat eram. Vreau să fac performanță, să... Eu sunt primul, eu fac, eu rup norii acum. La 10 și 2 minute au venit doi băieți, nu știu de pe undeva, de pe la Baia Mare, care veniseră cu mașina în dimineața aia, și organizatorii au zis să... Hai bă, să-i băgăm și pe ei în turneu. Și eu zic, ok, dar cum facem, că eu știți, am plătit înscrierea. Păi nu-i nimic, aia e, uite, da, te lăsăm pe tine să tragi la sorți. Deci, să tragi la sorți însemna să, cum să zic eu, erau cele 17 jetoane, să zicem, și din alea 17, unul trebuia să ridic unul și ăla trebuia să iasă din turneu. Și... Bineînțeles că le-au amestecat băieții ăia și eu, să zicem că eram numărul 7. Și când am ridicat și am văzut numărul 7,
toată lumea, bineînțeles, că a început să râdă pentru că era multă lume acolo, s-a tras la sorți cu ușile deschise, nu cum se face în multe alte cazuri. Eu, nemai fumând de 3 luni de zile, nemai punând gura pe alcool, și am simțit că leșin atâta. Țin minte că leșin, cred că m-am albit la față, am ieșit din incinta complexului, peste drum era un birt, era dimineața, ora 10. M-am dus, mi-am luat o bere, un pachet de țigări, m-am pus jos la masă, am început să fumez o țigare, să beau din bere și m-am gândit. Zic, stai că nu pot să o las așa. Zic, trebuie să fac ceva. Fac eu o monărie, o măgărie, ceva, trebuie să născocesc. Am lăsat berea și țigările pe masă și m-am dus înapoi la organizator și am început ca alea proaste să fac scandal. Și nu se poate chiar așa, fraților, vă bate joc de mine. La ora 10 și un minut eu eram înscris și după aia mă dați afară din turneu. Trebuie să găsiți o soluție să pot juca și eu. Și până la urmă i-au zis, hai mă, mai facem încă un tur precalificativ. Asta după scandalul meu de acolo. Și zic, bă, nu puteți să spuneți așa de la început, ca să mă treacă toate transpirațiile. Bun, hai să tragem la sorți acum care cum joacă. Adică, da, la un tablou de tenis este favoritul numărul 1, adică cel care are cele mai multe șanse de a câștiga turneul, sau în cazul ăsta, pentru că jucam calificări, să treacă mai departe. Favoritul 2 jos, numărul 3 aici, 4, și după aia începeau să se tragă la fiecare. Și primul jeton pe care îl trăgeai în afara favoriților, pentru că ăștia erau deja stabiliți, ăștia care aveau și puncte, primul jeton fără, dintre aia fără puncte, se ducea la favoritul numărul 1. Și bineînțeles că tot eu am tras, că acum eram deja un fel de mascota turneului. Și când am văzut din nou că eu am tras, m-am tras pe mine direct la favoritul numărul 1. Ce să zic, ăia toți deja nu mai erau pe jos de râs, se tăvăleau și se dădeau cu capul de pereți. Pentru că, na, așa ceva nu prea are cum să se întâmple, decât dacă ai un noroc, așa cum mi-a spus eu țigăncile, fantastic. Până la urmă, mă rog, am jucat, l-am bătut pe ăla, l-am bătut, am trecut și de turul al doilea, și în turul calificativ, țin minte că a venit la mine, era un puști pe vremea aia, care ulterior a devenit și antrenorul Simone Halep. Ăsta a fost ultimul pe care l-am bătut în cariera mea de jucător de performanță. Și mi-a spus, pentru că el mai bătusem de câteva ori când era el mai mic, mi-a zis, că acum m-am făcut mare, ce mi-ar plăcea să joc cu tine, să te bat, să-ți scot tenisul din cap. Zic, bine moșule, niciun fel de problemă. N-am făcut săracul decât două game-uri, adică le-a făcut pe primele două, după care am făcut eu 12 la rând și s-a terminat meciul în aproape o oră, nu mai știu că. Dar, mă rog, am intrat pe tabloul principal, unde am pierdut în primul tur, unde m-am tras al doilea de data asta, tot eu am tras la sorți, deci nu m-am mai tras primul. Și imediat după asta a fost un alt turneu, tot la Brașov, dar era un turneu ATP de 50.000, un challenger, unde erau 7 locuri. Mă rog, ideea până la urmă, ca să vedeți un debat, este să nu vă mai puneți rău cu bărbosul, că nu e, exact. nu e bine, dar o să închei imediat povestea spunându-vă că au fost 7 locuri, nu, 5 locuri în calificări pentru jucători și 7 jucători, adică dintre ăștia care n-aveam puncte. Și de data asta s-a tras la sorți cu ușile închise și au venit și mi-au spus că, Luciane, ne pare rău, dar tu și Bergeanu ăsta nu intrați în turneu, nu puteți juca pentru că la tragere la sorți ați avut ghinion. Da. Bineînțeles că seara m-am dus în discotecă, am și băut mult în seara aia, tot așa de supărare, pentru că vreau să joc, chiar mă simțeam în formă, chiar dacă pierdusem în primul tur pe tablou principal la naționale.
Și la a doua zi de dimineață, partenerul meu de dublu cu care am câștigat ceva turnee îmi spune, hai să mă antrenești pe mine, că joc cu favoritul numărul 2. Tot în calificări se întâmpla asta, dar era un argentinian. Și să bați cu mine mingea ca să, na, să nu intru neîncălzit pe teren. Și eu eram avion, eram, venisem la 4:30, 5:30 dimineața, băut în cameră și la ora 6:30, 7 m-a trezit ăla să mergem la, să jucăm tenis. Zic, hai, ok, hai, mergem. Și în timp ce ne încălzeam, vine arbitrul principal la mine, cu tot cu belgianul ăla care picase și el la tragerea la sorți și ne zice, băi băieți, argentinianul cu care trebuia să joace partenerul meu de dublu, nu mai vine că s-a îmbolnăvit și nu mai ajunge în România, ceva de genul ăsta. Unul dintre voi doi o să joace împotriva colegului meu de cameră, respectiv partenerului meu de dublu. Și ok, zic, păi, și cum facem acum? Păi uite, avem banul ăsta aici, tema sau banul? Și, na, tu ce ți alegi? Eu nu mai știu ce am zis tema sau banul, ăla a dat cu banul în sus. Și până la urmă partenerul meu de dublu a jucat împotriva belgianului. Ah, ok. Și aici s-a încheiat cariera mea de tenis profesionist. De tenis profesionist, da. Am mai jucat la club în Germania, dar nu la nivel de ATP sau campionate naționale sau alte chestii. Deci, da. Deci tenisul ăsta de performanță ți-a adus ceva altceva pozitiv în viață, adică domnișoare, gagicuțe frumoase. Da. Încă mai ești gagicar, adică a mai rămas asta în sânge după... Nu, no, de când m-am însurat, m-am lăsat. Da, okay. Trebuie să foarte recunosc bine. Că înainte eram gagicar. Am avut și, ce să zic, ghinion cu prima mea, să zicem, relație de lungă durată, pentru că am învățat de la domnișoara respectivă cum să fii gagicar. Pentru că n-aveam intenții rele la început, numai că n-am dat chiar peste cine a trebuit. Și de acolo, da, i-a jucat tenis, apropo de chestia asta. Tenisul, că tenisul mi-a adus gagicuțe frumoase, era gagicuțe foarte frumoasă. Nu eram un gagicar de succes. Deci nu, da, nu Donald Trump al gagicilor, mai așa, mai țiriac. Bine, nici măcar că ăștia au bani, știi, adică la ei... Mai Gigi Becali, așa puțin, mai... Bine, și ai înțeles ideea. Am înțeles ideea. Nu Elon Musk, Gigi Becali, așa mai... Nici măcar. Dar problema la mine era că eu nu eram genul de macho de ăsta cu care să, na, se curce cu una și după aia să zică, hai, zi de aici. Eu eram așa un pic mai sensibil, se și vedea chestia asta pe fața mea și majoritatea domnișoarelor cu care eu îmi doream să pot să zic zăt de aici, dar nu prea mă lăsa caracterul, știi? Da. Și domnișoarele astea toate își doreau relație. Când o prindeam pe câte una, pe undeva, nu știu dacă eram un concert cu trupa Agas pe foc și ne vedeam, nu știu, la Brașov, la Oradea, la Iași, la Constanța și agățam vreuna sau mă agăța vreuna pe mine, ea tot spera să ne mai vedem. Eu nu vroiam, dar și tocmai de asta nu eram un gagicar de succes. Da. Dar am ieșit la pensie, m-am retras. Am gata, da, am închis prăvălia. La... Mă depinde, în momentul în care găsești pe cineva mișto, și eu m-am gândit multă vreme la treaba asta, îți dai seama, să trebuiască să te culci cu o singură femeie pentru tot restul vieții tale în contextul în care ai fost gagicar de profesie, mă rog, prost gagicar, dar de profesie până la urmă, e un pic scary. În momentul în care dai însă peste cine trebuie, lucrurile se schimbă și o vezi ca pe o chestie frumoasă, așa cum o văd eu acum. N-am nevoie, nu-mi trebuie nimeni altcineva în afară de aia care e acasă acum și bine, e la coafor de fapt acum. Acum
da. Se mai întâmplă lume la cofor. Da. Nevasta mea și mama la copilul meu. Da. Da. Dar pe tine, Lucian Viziru, te-au atras vreodată bărbații? Ok. Da, asta este genul de întrebare pe care... Da. Sau ai vreodată fantezii, nu știu... Vrei cu alte cuvinte să mă întreb dacă mi-a întras-o cu vreun bărbat vreodată? Cam, da, cam așa, pe ceva. Nu, nu. De culcat cu bărbați nu m-am culcat niciodată. Hmm. Nici nu mi-am dorit. E prea frumoasă... ce să zic eu? E prea frumos organul sexual feminin, din punctul meu de vedere, ca să-l schimbi pentru altceva. Nici măcar pentru o noapte sau de curiozitate. Așa, ce să zic, am mai dormit în pat cu băieți, dar nu la modul sexual. Ah, ok. Știi, deci, da. Da. Mi-aduc aminte că unul cu care e un actor, un nene, nu o să-i dau numele acum că lui probabil că e rușine, dar eram morți de beți, la 5 dimineața nu mai puteam să plec la mine acasă cu mașina. Și am dormit amândoi la el în pat. Dar din câte mi-aduc eu aminte, nu s-a întâmplat nimic. Acum nici nu pot să bag mâna în foc. Da. Da, dacă m-o fi adormit, dacă cine știe, mi-a fi vărât ceva în băutură. Nu cred că aflăm vreodată. Da. Da. Sau poate, da, cine știe, o să se afle. Eventual. O să aflăm cu toții la un moment dat, inclusiv eu. Showbiz-ul e cunoscut pentru... băutură și droguri. Sex, te-ai... drugs and rock and roll. Exact, exact. Tu ai consumat vreodată droguri? Te-ai drogat vreodată? No. Nu? No. Nu? Sigur? Nici nu cred că cunosc vreun actor din garda nouă, să zic așa. Din România? Nu. Din România. Bine, păi n-am fost la Hollywood sau n-am făcut filme în străinătate din nefericire. Da. Dar sunt foarte puține care să nu fi pus gura pe droguri sau mâna pe droguri sau nasul pe droguri sau cum vrei să-i spui tu. Și în cazul meu, da, am avut contact, dar mi-a fost dintotdeauna frică. Mi-a fost frică pentru că, adică dacă era să fac ceva, să o fac cu măsură. Să nu ajung așa cum au ajuns câțiva prieteni de-ai mei care se drogau cu heroină, de exemplu, și doi dintre ei nu mai sunt între noi în ziua de astăzi. Adică, da, m-am dus și eu cu plăcere la Amsterdam. Ah, ok, mai... Da. Relaxat așa. Mai soft așa, deci nu pot să zic că m-am dus să-mi bag în venă sau... Nici nu le-am încercat pe toate, dar pe acolo, știi, adică acolo. Na. Care este drogul tău preferat? Cu stele, din 5 stele, de rate? Păi, acum, ceea ce se vinde în... România legal, ibuprofen. 5 stele... Nici n-am auzit de asta vreodată. Cum se Nurofen. A, Nurofen, ibuprofen, ah, ok. Da. Bine. Deci... Dar trebuie să iei mai multe, bănuiesc, ca să-și facă. No? Păi de efect își face și unul, depinde ce efect vrei să aibă. Dar n-am încercat niciodată să mă duc acasă să văd dacă am niște ibuprofen să văd. Dar știi, mai complicat cu copilul acasă. Rămânem la iarbă, adică iarba a fost. Okay. Da. N-am cum să mă duc mai departe. A fost... am mai încercat și alte chestii pe parcursul vieții. Dar așa, doar ocazional, cât să văd cum e. Vrei să spun întrebarea clasică Joe Rogan, aia cu LSD-ul? Că e trademark deja pentru Joe Rogan, dacă, bine, deja cu răspuns. Ce-ți vine în cap? Discutăm acum, orice-ți vine în cap, pot să îmi adresez orice fel de întrebare. Deja ai zis că nu prea te... Hai să vedem acum, că nici nu vreau să fiu un exemplu negativ pentru pentru ăștia care se uită la noi. Dar îți dai seama, dacă se uită filmul și vede ce a zis tata era cu bărbați, cu droguri, cu de-astea, cu nu știu ce, să se facă în așa fel. Tata, nu mai îmi pare rău. Da, să spun acum o întrebare super clasică, Joe Rogan, LSD, ai încercat vreodată?
Nu, n-am încercat niciodată LSD. Nu. Nici alte droguri psihoactive, tip? Cum ar fi? Tip, nu știu, ciuperci. Ciuperci, da. Ah, ok. Ciuperci, da. Ciuperci, de la șampinioane? Șampinioane. Cele mai nașpa amintiri le am cu ciupercile. Deci, ok. Deci a fost ceva oribil. Nici nu eram foarte bine. Bine, n-am fost niciodată extraordinar stat bine la capitolul psihic. Atunci eram așa într-o oarecare depresie și am ajuns la Amsterdam, asta se întâmpla în urmă cu vreo 15 ani și ne uitam și noi pe acolo, eram cu o fată, ce ori aveau ăștia pe aici? Ce avem noi aici? A, ciocolățele, bune! Și da, pentru că am stat aproape 2 săptămâni acolo, iarba deja nu mai era ceva interesant și am zis să încercăm să vedem ce mai au ăștia legal pe ei. Am luat 2 cutii din alea de ciuperci. Și țin minte că una dintre ele, una dintre cutii, le-am împărțit cu ea. Ea a mâncat direct de jumătate de cutie, am zis să mănânc și eu. Și ea era foarte happy, era foarte high, nu avea niciun fel de treabă. În schimb, eu am intrat pe un trip foarte, 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 foarte nasol. Adică aveam senzația că în jurul meu este iad peste tot. M-am făcut mic, m-am băgat așa lângă pat. Dacă închideam ochii, vedeam numai monștri colorați din aia. Știi cum sunt dragonii aia chinezești? Da, veneau și mă mușcau de cap. Da. Vedeam mesaje subliminale dacă dădeam drumul la televizor, în absolut orice. Nu puteam să mă uit decât la sport. Deci doar la fotbal. Țin minte că m-am uitat în seara că tenis n-am găsit. Deci era singura chestie și a durat mult, mult, vreo 7 ore, ceva de genul ăsta. Ea a dormit deja. Bine, de fapt, da, a fost... chestia am repetat-o. A fost 2 ani, adică am fost făcut reveillon de 2 ori la Amsterdam și nu era aceeași persoană. Deci eram, o dată am fost cu o fată și după aia am fost cu altcineva. Și scenariul a fost fix același. Pe 1 ianuarie am luat ciuperci, 7 ore de chin în care mi-am jurat că nu mai fac treaba aia. Never, ever, ever, pentru că de fiecare dată am rămas în camera de hotel. Eu am crezut că da, că e niciun fel de problemă. Ulterior am aflat că n-ar fi rău să ieși afară în situațiile astea. Mă rog, ei am și spus primei fete, i-am spus că dacă mai scoate un singur sunet, o arunc pe geam. Ai dat ultimatum. Da, deci nu mai suportam pe nimeni și nimic. Nimeni și nimic. A fost ceva interesant, horror. Acum înțeleg de ce întreaba asta Joe Rogan, chiar entertaining. Yeah. Da, pentru că fiecare are povestea lui acum. Da. Da. Și pentru unii e ok, așa cum era pentru fata aia, pentru mine a fost cel mai odios lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Și da, nu, cred că în primul rând, dacă e să faci ceva, mai bine faci un sport. Dacă vrei neapărat să faci chestiile astea, să vezi cum e să te droghezi, să mănânci ciuperci, totul cu măsură și cu mare, mare grijă. Pentru că în ziua de astăzi sunt la orice colț de stradă. În Germania, când eram, aflasem că inclusiv în orășelul în care locuiam noi, erau 3 școli, fiecare școală avea cel puțin 2 dealeri dintre elevi. Dintre elevi? Da. Gen grădiniță sau? Nu, deci erau și școli, nu era școală primară, era cum ar veni liceu, tip, 5, nu? 8 sau 5, 12. 5, 8? Da. Oh. Și da, e nașpa, adică este. Trebuie să, pentru că îți dai seama, n-ai cum să nu fii curios. Adică mă gândesc și la fiul, ce o să facă fiul dacă... Ziua de astăzi nu mai e chestia aia doar cu alcool. E o chestie... Da, acum ai acces peste tot. Și ar trebui să-i pregătim pe copii să știe la ce să se aștepte, să... Da, adică... E
Acum nu mai e chestia cu fumatul, de exemplu. La noi, pe vremea când eu eram în liceu, șmecheria era să fumezi tutun. Și acum e mai... Dar bine, nu prea mai e cel mai cool lucru, doar ție, stai acolo cu machetul. Cel mai cool lucru este să te droghezi, să fumezi iarbă, să iei ecstasy, să nu știu ce, ceea ce nu mi se pare șmecherie. Sau cel puțin ar trebui să se facă în școli niște cursuri care să le spună copiilor ce se poate întâmpla. Da, nu ideal ar fi să eviți, dar nu cred că poți la nesfârșit, mai ales în condițiile în care toată gașca ta o face și tu... Exact, dar nu cred că o să bage ceva, așa ceva vreodată la școală, nu prea cred. Dar trebuie să vină vreun polițist, nu știu, da. Un polițist să vină și să zică nu te droga, nu că dacă te droghezi, să fii într-un environment 100% safe, să pam. Nu să înțeleg ce zici, da, că doar o să vină să zic că nu vă drogați. Mi se pare că așa fac acum la gara de nord, când se duc ăștia în vamă, le dau sticăre, luați-vă de aici, nu vă drogați. Dă seama, e și chestia asta prinde din ce în ce mai multă amploare, din păcate. Adică se droghează, nu e ca și cum funcționează. Da. Se droghează din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți copii. Și, da, să sperăm că... putem să-i ajutăm noi cumva, I don't know. Da, părinții trebuie să facă majoritatea muncii acum. Da, nu știu, deci nici nu știu, nu știu cum să-i, ce să-i spun copilului meu despre treburile astea. Ar trebui, să fumăm împreună, nu știu, să se vadă cum se simte. E destul de ciudat, adică bine, eu personal nu m-am drogat singur, dar apoi cu mama încă taia asta nu cred că o să fiu mare droghi. Da, dar trebuie să recunoști că tot ești curios. Eventual da, normal, dar nu vreau să... Asta ai timp. Cu cât, încep mai târziu, cu atât e mai bine, pentru normal, că nu vreau să mă... din câte am înțeles, dacă fumezi la o vârstă fragedă, îți prăjești creierii mult mai tare decât ai face-o la o vârstă mai înaintată. Da, din nou, e destul de ciudat să-ți ofere părinții să fumezi cu ei. Să iei pastile, da, să tragi depinde, pe nas. Depinde și de, și de copil, nu știu, eu, sigur. Nu sunt... Plus că au apărut multe droguri, adică sunt, da, normal. Dar sunt unele de... Tot la Joe Rogan, mă văzusem și eu într-o seară, vorbesc despre un MDMA, ceva de genul ăsta, da, de care tot... n-am auzit în viața vieților mele. Cred că e tip ecstasy, e tot psihoactiv, adică vezi tot felul de dental leaders. Da, mi-aduc aminte că tot era un coleg dintre aia care au scăpat, aia din gașca alora care ajunseseră pe heroină. Și luase mătura și dădea cu mătura în calorifer, că vedea pitici pe calorifer. Ulterior a început să vorbească cu frigiderul pentru că el credea că e măsa. Deci, chestii de genul ăsta. Ia să vă împace, mamă. Și asta nu mai țin minte exact de la ce drog, dar plus că și acum n-ai văzut la cum s-a numit festivalul ăsta de pe Arena Saga. Națională? Saga, dar da. Saga Festival. Au murit, nu știu, trei oameni. Sau unul, mai știu. Ceva de genul ăsta. Dar totuși, ar trebui să mă arăt. Câte arestări n-au fost, deci... Exact. M-a întrebat cineva dacă nu vreau să merg și eu. Nu știu. No, thank you. Nu știu, la Never Swim, la Untold. Been there, done that. Untold? Nu. Untold X, Lucian Viziru, ai concert la Untold. Mă cred că nu pot să-ți descriu evenimentul dacă mi-o ceri. Adică nu știu despre ce este vorba exact acolo. Am auzit de foarte multe ori. Festivale, muzică, cântă. Care e la Cluj, nu? Tantol, da, e la Cluj. Okay. Neversea, da, e la Neversea, la Constanța, ok, bun. Câte... Destul de multe au început să... Câte pastile, câte pliculețe de iarbă, de cocaină și așa mai departe nu să fie pe acolo. Și câte n-au fost pe cum îi zice, pe stadionul național, pe Arena Națională. Da, aveți grijă, fraților, ce să vă spun. Da. Totul cu măsură. Asta este singurul sfat pe care îmi permit să vi-l dau. Totul cu măsură, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Puteți să dați colțul,
s-a întâmplat și de la iarbă, s-a întâmplat și de la... Da, se pot face atacuri de panică, infart și așa mai departe. Băgați sport și așa. De preferat o bere acolo, două, trei și... Da. Mai degrabă faci sală și... Plus că la noi au fost alea cu, nu știu dacă mai ții minte, tu erai mic atunci. De erau magazinele astea de legale. Tip. A fost, nu știu, în urmă cu vreo 7, 8, 9 ani, ceva de genul ăsta, erau magazine cu niște chimicale care, nu știu rahat ce erau exact, dar cert este că erau exact la fel cum sunt alea de la, din Olanda, coffee shop-urile, weed shop-urile. No, ok, deci tip... dar numai că n-aveau voie să vândă iarbă, dar vindeau... Drog, adică chimicalul exact. Făcut artificial, nu din... Deci aveau o iarbă, o iarbă chimică. Da, da, tot e. Și pastile și tot felul de rahaturi din astea, de la care mulți au ajuns la spital, au, probabil că au și murit, n-am informații exacte, dar în orice caz totul cu cap, nu băgați în voi ce nu trebuie, exact, exact. Este valabil și pentru tine și eu pentru nu, ăștia nu, care n-am chef. Sunt de vârsta ta și, chef, n-am chef. Și se uită acum la noi. Așa. Foarte bine, bravo ție, nu prea te cred, dar mă rog, hai. N-am avut experiență. Ai chef acum, că n-am nimic la mine, dar... Ah, ok. După. Tot ce poți să-ți oferi, dacă vrei, este un IQOS. Nu, nu-mi plac, cum mi-a zis, în general. Când ai fost cel mai fericit? Am uitat data. Îmi trebuie data, în fel. Dar știu exact care a fost cea mai frumoasă zi a vieții mele. Și ca în cazul... celorlalți invitați cărora le-am adresat, noi le-am adresat întrebarea asta, o să-ți răspund că are legătură cu copilul, respectiv cu Mihai, numai că n-a fost ziua în care s-a născut, ci a fost ziua în care l-am botezat. De ce ai fost mai fericit când l-ai botezat? Pentru că atunci, în primul rând, când s-a născut, nu înțelegeam ce se întâmplă. Era un omuleț mic, a fost la maică să îmburtă ca bărbat, nu, sunt mulți care zic că când a fost, când s-a născut, că nu știu ce, vrăjar, n-ai cum să te îndrăgostești sau să-l iubești pe ăla din momentul în care îl vezi. Dar trebuie să, adică mă rog, poate fi, se poate la alții, nu știu ce, cum or gândi sau ce mentalitate au, dar la mine a durat până când să mă îndrăgostesc de copilul meu, mi-a luat cam 3, 4, 5 zile, o săptămână, nu știu cât. Și după aia, na, nu ne-am mai dezlipit unul de altul decât de nevoie, așa când a trebuit să plec eu, ba, în Germania, ba, în Austria, sau pe unde am mai fost eu cu treabă. Dar ziua în care l-am botezat a fost cea mai frumoasă zi. În primul rând, nu știu, a fost o zi în care, ca și cum, cum să zic eu, ca și cum s-ar fi aliniat astrele. A fost totul așa perfect. Totul a mers strun, a fost o petrecere micuță, intimă, n-am mai făcut așa cum am făcut nunta, de exemplu, cu 200 de persoane. Am fost noi, nașii, niște prieteni de familie și cam atât. Deci m-am fost maxim 12 persoane sau ceva de genul ăsta. V-am chemat lăutari, ne-au cântat muzică lăutărească, așa cum place mie. Altceva ce, nu știu, m-am chinuit așa un pic, am pus baloane prin casă pe acolo, ghirlande, o am filmată ziua aia, la un moment dat poate o să și postez ceva dacă mă lovește inspirația. Ne înțelegeam cu toții foarte bine, adică relații, nu știu, a fost o zi magică. Da. Eu nu prea mi-aduc aminte multe detalii despre botezul meu, sincer, dar adică deloc, aveam câteva luni. O să-ți fie rușine, eu mi-aduc aminte de botezul meu. Da? Da. A. Ții minte și cu ce eram îmbrăcat. Parcă și eu, nu știu, da. Mi-aduc aminte cum arăta preotul, era, avea barbă. Da. 90, 60, 90? Cred că l-ai confundat cu asistenta. Posibil, da. Posibil. Acum era frig.
Era, mi-aduc aminte că m-am născut, era frig, era... Era... Plângeam, nu știu ce am. Nu știu ce aveam, plângeam în continuu. Da, deci cam asta a fost ziua cea mai da. Fericită. Dar de... cea mai nefericită zi atunci, dacă botezul a fost topul? Cea mai nefericită zi a vieții mele? Cred că a fost... Au fost două. Deși prima a fost când s-a prăpădit bunica mea, pe care, care a fost pentru mine ca un tată. Și a fost nașpa că eram singurul care, cum să zic, a avut curajul să se ducă să, să-l vadă pe patul de moarte. Adică am stat cu el acolo și știam că, că se duce. Aia a fost, cred că, mă rog, alea au fost zilele cele mai urâte din punctul meu de vedere, să, să vezi pe omul care te-a crescut, care te-a învățat să mergi pe bicicletă, care ți-a pus racheta de tenis în mână cu forța, ce-i drept, dar nu mai contează. Și să-l vezi acolo neputincios, el fiind un mare campion, a jucat tenis de performanță. Și să fie pe patul de moarte acolo transfigurat, pentru că era, da, nu arăta, nu mai arăta deloc bine din cauza bolii. Și după aia să primești un telefon noaptea, târziu, cum că s-a stins. Da, aia a fost una dintre cele mai urâte zile ale vieții mele. La tata, când a murit tata, mă așteptam deja, ne așteptam cu toții. Dar și nu pot să zic că am suferit pe moment atât de mult, cât am suferit după ce am început să conștientizez, adică la câteva luni după când a început să pur și simplu să-mi lipsească, să-mi fie dor de el. Și cam așa a fost. Astea au fost, astea au fost cele mai urâte zile din... În principiu când pierzi pe, pe cineva, nu... Da, nu pot să zic că a avut așa mare legătură cu mine, deși eu am suferit, era vorba despre sentimentele mele, dar la tata am încercat să mă focusez pe treaba asta, cum că n-am de unde să știu dacă lui este mai bine acolo unde, unde s-a dus sau nu. Pentru că atât tata cât și bunica, bine, tata s-a chinuit mult mai mult pentru că a avut un cancer pulmonar. Și în ultimele săptămâni, luni de viață, chiar s-a chinuit. Și pe de o parte m-am bucurat că s-a dus pentru el, adică, da. Și n-aveam nici de unde să știu dacă lui este mai bine pe lumea elaltă, dacă există așa ceva. Sau nu. Da. Cred că multă lume ar zice cam același lucru, că e, super, că e destul de greu să pierzi un bunic, un tată sau părinți în general. Cu ce se ocupau părinții tăi? Păi tata a jucat fotbal, a jucat la CFR Cluj, la Dinamo. La, din păcate n-a jucat la Steaua, dar se prefăcea că ține cu Steaua pentru că eu sunt sterist. Așa, de dragul meu zicea că na, se bucura când dădea Steaua gol. Tăcea din gură când juca Steaua cu Dinamo. Dar da, și ulterior a devenit antrenor de fotbal și avea și o școală de fotbal, una dintre, dacă nu mă înșel, chiar prima școală privată de fotbal din București. Cel puțin ăsta era un sloganul nostru la, sau al lui mai degrabă la vremea respectivă. Mama a jucat și a tenis de performanță, tot cam așa până pe la vreo 18 ani. Ba chiar a fost și campioană națională alături de Ilie Năstase la dublu mixt. Bine, că era
mai greu să nu fii campion național cu Ilie Năstase decât să fii, știi? Dar a jucat și a tenis de performanță, iar ulterior a devenit pur și simplu managerul meu în sport, respectiv în tenis, pentru că era, nu pot zici casnică, pentru că ne plimbam 300 de zile pe an la turnee de tenis, atât în țară cât și în străinătate. Deci ea se ocupa de mine și mă ducea de colo-colo la școală, la antrenamente, la... Da, da, managerul meu, ulterior și al fratelui meu. Da. Deja mai... Deci e manager acum. E manager acum, doamna... Da, acum este, cum să zic, observator de canale TV. Ah, ok, ca orice... Da, are și o vârstă acum, nu mai... Da. Dar se uită și la podcast. Da. A, se uită? Bună ziua! Se uită. Sunt curios să văd ce o să-mi spune despre ce am zis mai devreme cu... Să te lăsa câteva telefoane mai... mai, așa. Cum ai explicat părinților tăi ce faci? Sau au fost de acord de la început? Sau? Păi eu am început cu muzica. Cu muzica? Și mama a vrut să devină cântăreață, numai că la vremea respectivă era rușine să fii cântăreață, că toată lumea zicea, dacă ești cântăreață, ești curbă. Și n-a avut voie din cauza bunicului meu, care a zis că nu ai voie să faci chestia asta. Și când a văzut că eu am început să cânt, nu că am devenit cântăreț, pentru că nu se poate spune chestia asta, a fost foarte încântată. Tata, bineînțeles că și-ar fi dorit să fac fotbal, dar n-am avut voie, adică n-am avut voie nici eu, nici el, să cochetăm cu gândurile astea, pentru că bunica mea și-a impus punctul de vedere și a spus, copilul ăsta o să joace tenis, o să devină un mare campion în tenis. Și așa cum am mai zis o dată, și uite în ce telenovele am jucat. Știi? Și na, tata s-a bucurat, că inclusiv bunica mea, care era practic un al doilea tată pentru mine, s-a obișnuit cu ideea că eu nu o să ajung niciodată să joc o finală de Grand Slam la Wimbledon. Da, și se bucura, a început să-mi fredoneze melodiile de la pe care le făceam cu trupa Gaz pe Foc. Tata era și el mândru de faptul că toată lumea spunea că uite, Fitu joacă în serialul Lacrimi de iubire, în Inimă de țigan, în de-astea. Oh, tata lui Gianni. Tata lui Gianni, da. Era foarte mândru. Tu pe cine admiri cel mai mult? Care este cea mai... Păi, l-am admirat, bine, și l-admir în continuare pentru tot ce a făcut pe bunicul meu, care și-a depășit condiția și din țăran a devenit campion național de 9 ori, parcă. Primul campion național din istoria clubului Steaua, capitan al echipei de Cupa Davis a României, și a antrenat printre altele și pe Năstase, Țiriac, toți băieți. Toți băieții. Pe toți. I-a ajutat mai mult sau mai puțin în carierele lor sportive și nu numai. Da, el cred că este cel mai bun exemplu pentru mine și m-a ajutat foarte mult. Nu că aș fi fost eu ca el, el era extrem de disciplinat, era că altfel nici n-ai cum să ajungi. Extrem de disciplinat și era genul de om pe care dacă îl dai afară pe ușă, îți intre pe geam. Nu se lăsa până nu ieșea cum vrea el. Și așa cred că, da, era totul la el aranjat, totul. Știa exact ce face, mi-aș fi dorit și eu să fiu așa. Am avut momente de genul ăsta, i-am împrumutat din comportament, dar nu am reușit să fiu niciodată așa. Nu e timpul pierdut, că încă sunt tânăr în mintea mea. Ți-am spus că mă cred adolescent în continuare. Foarte bine, foarte bine să te crezi adolescent. Dar, da, el cred că este
E prima persoană care îmi vine în minte când vine vorba despre oameni pe care să-i admir. Și încerc să mă gândesc acum la o persoană publică, la cineva care să... Ce să spun? Îmi vin în minte acum Andrei Pleșu, Marcel Iureș. Și ce să zic, mai sunt de la noi o grămadă, okay, actori care au fost, care s-au dus, din Marin Moraru, Gheorghe Dinică, toți cei cu care am jucat în serialul Inima de Țigan, respectiv Regina, Gheorghe Zanfirescu, Gheorghe Visu, sunt oameni care nu întâmplător au ajuns să aibă succes. Totul exact așa cum îți spuneam mai devreme. Sunt persoane care trebuie admirate pentru multe, foarte multe chestii. Și în special pentru muncă, exact, profesionalism, disciplină, da, chestiile astea de care are nevoie orice om, în orice domeniu. Mă gândeam și la de ce are Robert De Niro atât de mult succes, sau Roger Federer, de exemplu. Da. Sunt oameni talentați, care pe lângă talent au muncit de au rupt și uite așa au ajuns legende. Michael Jordan, Kobe Bryant, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, toți ăștia au un singur lucru în comun, muncă și disciplină. Mă rog, da, două, dacă vrei să o iei așa. Bine, vorbind de celebrități, am o întrebare pentru tine pe care ai pus-o de 15 ori până acum. Așa. Dacă ai putea lua cina cu trei celebrități, alive or dead, de pe altă planetă, oriunde, cu cine, sau un șpriț, eventual, cu cine ai sta la masă? Băi, până acum am zis că ai sta la masă cu Isus și cu Homer Simpson. Și că pe al treilea nu l-am identificat încă. Dar uite, în seara asta o să fac așa. În seara asta, mă rog. E seara. Da, seara o fi pe undeva pe planeta. Da, da. Nu și la noi. În Hawaii. Da. Aș sta la masă că tot veni vorba cu Arnold Schwarzenegger. Ok. Și vreau să bag și o doamnă în ecuația asta. Vreau neapărat să bag o doamnă. Hai să-mi aduc aminte, stai să mă gândesc cu cine aș vrea să stau eu la masă și să beau un șpriț. Adică să fie o chestie non-sexuală. Da, un șpriț, mai. Da. Că știam așa, foarte bun șprițul ăsta. Exact. Foarte bun șprițul ăsta. Da. Bine, dacă evităm zona asta sexuală, parcă nu-mi vine să beau șpriț cu nicio femeie. Adică, da, gagicarul din mine se gândește acum la Charlize Theron. Da. Ea e, cred că, și Anne Hathaway. Da. Mă rog, hai să facem o masă mare în seara asta, o masă, da, deci masă mare cu Arnold Schwarzenegger, Charlize Theron. Și nu întâmplător l-am luat pe Arnold Schwarzenegger lângă mine, pentru că vreau să-l am și pe Hitler la masă. Tot așa, de curiozitate, să în primul rând, domnul Adolf, da, și să-l am pe Arnold lângă mine. Exact. Si? Zice o prostie, bam. Ia zi, mâncați și curat. Ce ai făcut, măi? A făcut. Ia zi. Ai fugit în Argentina? Da sau nu? Nu știu, a fi la masă acolo cu șpriță în mână. Eu da, sper să, adică, nu știu. Nu sunt genul de om ranchiunos, dar la ce nenorocire a făcut, cred că pot să trec peste chestia asta și să zic că doresc să fie avut un sfârșit chinuitor și tragic. Dar și să vină să-mi spună la masă acolo, la șprițul ăla, tati, am suferit mai mult decât toți aia pe care i-am omorât la un loc. Dar mi se pare că era o poveste cu un asist, am uitat cum îl cheamă, și a murit după, nu știu, 20-30 de ani, a murit înecat într-o piscină, n-a murit în război, a murit înecat într-o piscină sau la mare, nu știu. Mi se pare mai...
Mânecat în piscină, da, dar cam repede, cam brusc așa. Adică... Nu, e destul de... De nașpa să te mergi, nu știu, nu zic din experiență personală, așa, și dar... mori și în 5 minute nu mai ești. Aia e maxim 5 minute. La fel și dacă îți dă foc cineva, mori destul de repede. Nu, da, o simți măcar. Eu sper ca Hitler să fi murit ars, de viu, dar așa, să-l fi ars cineva, dar nu... totodată, să vină să-l perpelească un pic așa. Cu torță de aia de creme brulee. Exact. Încet așa. Ca pe pui la rotisor. Da. Îl facem, îl faci la rotisor. Hai să ne mulțumim unul altuia așa la mișto. Mulțumim foarte bine, îmi pare bine că ai venit astăzi la Lucian Viziru Show. Eu sunt Lucian Viziru, îmi pare bine. Felicitări pentru debutul în calitate de moderator. Da, eu sunt Lucian Viziru, îmi pare bine că ați venit la... Domnule Viziru, vă mulțumim mult. Da. Vă mulțumim și vouă că v-ați uitat și vă pupăm până data viitoare. Vă spunem la revedere și toate cele bune, băi. Salut.